Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! După cum v-am promis, am revenit aici alături de Cristina să continuăm discuția despre mecanisme de apărare. În realitate, noi doar am închis camerele și le-am repornit. Mulțumim, Codrin, că ești alături de noi. Așa că suntem pe același vibe, ca și data trecută. Cris, mulțumesc că ești de acord să ești de acord cu toate aberațiile pe care le propun eu, practic. Glumesc, nu sunt aberații, sunt lucruri foarte drăguțe și interesante. Hai să vedem. Deci am vorbit data trecută despre trei dintre mecanismele cele mai comune de apărare. Negare, și anume, proiecție și regresie. Negare, proiecție și regresie. Pe scurt, ca să rememorăm, negarea, pur și simplu, nu refuz să vezi că ai o problemă sau refuz să trăiești o emoție, fie la când e vorba despre tine sau când e vorba despre cei din jur. Închizi ochii, da? Ești în negare. Proiecția, proiectezi pe altcineva ceea ce de fapt te deranjează la tine, pentru că ți-e greu să... Care ți-e disconfort. Exact. Și regresia, revenirea într-un stadiu anterior al dezvoltării tale, adică adoptăm niște comportamente care nu sunt specifice vârstei noastre, dar care cumva ne protejează de ce, iarăși, ne provoacă disconfort. Da, da. Pentru că în capul psihicul nostru te gândești, ok, aia m-a ajutat la vârsta asta să ies, la vârsta aceea m-a ajutat să ies din situație, poate mă ajută și acum. Exact. Bun, și astăzi despre ce vorbim? Despre care dintre ele? Păi am zis așa, intelectualizare sau raționalizare, cumva sunt destul cam de apropiate. Lucru, da. Amândouă se referă la faptul că nu ne mai concentrăm practic pe emoție și pe ce se întâmplă în interiorul nostru, ci încercăm să găsim cât mai multe argumente logice, raționale, inclusiv în situații în care poate că nu e cazul, în care ar trebui să ne trăim emoția. Nu știu, uite, sunt oameni care primesc diagnostice foarte grave și nu își dau voie să-și trăiască emoția care vine firesc ca urmare a acelei vești, ci se apucă să caute imediat tratamente, soluții, adică intră în zona asta de raționalizare, de ok, acum ce am de făcut? Foarte mult pe logică și pe minte. Mai exact, puțin pe exact. Ce simți. Mă duc foarte mult în cap și nu stau deloc cu emoțiile mele. Nu știu, persoane care, spre exemplu, află că au fost, să zicem, înșelate și vorbesc cu foarte multă naturalețe și foarte multă detașare de lucrul ăsta, explicând că partenerul care a făcut asta are niște probleme emoționale și de asta a făcut asta și cumva îi caută argumente și motive și tot felul de raționalizări din astea, astfel încât să nu intre în contact cu furia care poate e trezită de această veste, cu tristețea, cu durerea, cu toată suferința. Practic e tot un soi de negare, dar un alt fel de negare, știi? Da, o negare în care totuși vorbești despre lucrul ăla. Da, s-a întâmplat, el există, s-a întâmplat. Da, ești conștient că s-a întâmplat, dar practic tu negi doar emoția, exact, adică nu negi exact și faptul în sine. Cauți tot felul de argumente foarte logice, foarte raționale, totul trebuie să fie așa, să existe o explicație. Și pentru cei din jur poate părea foarte ciudat, uite, eu mi-aduc aminte de un moment în care unui prieten i-a murit cineva foarte apropiat și când m-am dus la el, eu eram acolo, hai să te consolez, să vai de mine. Și el era, oricum era bătrână, oricum mă așteptam să moară, toată lumea se aștepta, dar fusese o persoană foarte apropiată, o bunică foarte apropiată. Și pe mine m-a șocat puțin atitudinea, eu comparând cu eu mi-am dat voie să plâng, am plâns un an de zile după primul bunic care a murit. Și eram acolo, ce e în regulă cu omul ăsta? Dar după aia am realizat că de fapt el nu și-a dat voie să-și trăiască emoțiile și a luat-o foarte rațional. Și problema a fost că nu a trecut peste, de fapt. Adică el a crezut că, uite ce repede am trecut peste, dar asta e, nu, riscul? Asta este riscul, da, pentru că ne procesând pierderea, ne procesând doliu, ne procesând emoțiile acelea negative trăite pe interior, dar nemanifestate niciun fel și neacceptate, ele la un moment dat ne ajung din urmă, sub o formă sau alta. Ori bubuim în alt fel, nu știu, la un moment dat dintr-o chestie aparent minoră ajungem să intrăm într-o depresie severă, să avem niște manifestări severe, ori, din păcate, începem să somatizăm foarte urât sau să dezvoltăm tot felul de boli, de nu înțelegem de unde povestea asta, ce se întâmplă. Da. Corpul nostru, la un moment dat, are nevoie cumva să scoată în afară și scoate și el cum poate, dacă noi nu l-am ajutat să o facă la momentul potrivit. Așa că e doar o aparență că, uite ce repede am trecut eu prin povestea asta, ce bine am trecut, ce puternic sunt, când de fapt am înmagazinat totul acolo, în interiorul nostru, și n-am procesat nimic și n-am reușit să manifestăm nimic. Bun, deci
Practic, suntem tentați de multe ori să spunem, a, uite, el e o persoană foarte rațională, uite ce rapid a trecut, nu ca tine, tu ești foarte emoțional. Ce om puternic. Ce om puternic. S-ar putea ca omul ăla puternic, de fapt, să se autosaboteze în momentul ăla. Da, și la un moment dat clachează. Da. Greu să o duci așa o viață întreagă. Așadar, din nou, încurajăm. Trăiți-vă emoțiile, oricât de dureros ar fi pe moment, oricât de groaznic ar fi să treci printr-o despărțire, printr-un deces, adică să-ți moară cineva apropiat. E mult mai ok să-ți dai voie să plângi în perioada aia și să scoți tot din tine decât să ții și să sublimezi. Bun, hai să vedem ce ne-a rămas. Ce ne-a rămas? Deplasarea asta, să vedem care e treaba cu ea, mai ales că apare inclusiv la copii. Practic, nouă ne provoacă cineva o emoție negativă, da, furie, frustrare, whatever. Și apoi ne ducem și, pentru că nu putem să o manifestăm, să ne manifestăm față de persoana respectivă. Adică, de exemplu, hai să o luăm concret. Mă enervează foarte rău tata, dar tata e foarte dur. Da, ne imaginăm un copil. Șef, hai să nu, că acum rămâneam cu copilul. Ne imaginăm un copil pe care enervează foarte mult tatălui. Da, aici la copii e vorba de bullying. Cum apare bullying-ul? De cele mai multe ori fix așa apare. Îmi place, schimbăm subiectul, că e frumos. Prin această deplasare, adică copilul e agresat în propria familie, fizic, verbal, sub tot felul de forme, pentru că părinții, e clar, fiind niște adulți, niște oameni în toată firea, clar sunt mult mai puternici și îi percepe ca fiind mai puternici decât el, da. Copilul nu poate să reacționeze din niciun punct de vedere, dar se duce în mediul în care sunt cei de o vârstă cu el și acolo găsește pe cineva pe care îl percepe mai slab, că în general deplasarea se face către o persoană pe care o percepem inferioară, slabă, din anumite puncte de vedere, vulnerabilă, și apare acest fenomen de bullying. Îl chinuie pe un alt copil. Îi face furia. Practic, da, ce îi se face lui acasă, copilul ăla ajunge cumva să facă el unui copil pe care, revine, îl consideră inferior sau mai vulnerabil sau... Da? Că nu o să se ia de cineva pe care simte că nu-l poate controla și pe care simte că nu-l poate domina. Da, da, da. Sau un adult, da? Al cărui șef iarăși manifestă niște comportamente nu tocmai în regulă față de el. Și ok, acumulează furie, frustrare, se duce acasă și își revarsă nervii pe câine, pe copil, pe soție, pe... Știi că era și un sketch din ăsta foarte drăguț, care în prima imagine șeful țipa foarte nervos la bărbat. Bărbatul stătea așa mic, submisiv, da. În următoarea imagine, bărbatul ajungea acasă și țipa la soție, soția și ea stătea așa, după care în următoarea soția țipa la copil și până în final copilul țipa la câine și bătea câinele. Și, da. Deci asta ar fi deplasarea. Despre asta e vorba cu deplasarea, da. Da. Adică practic toată furia înmagazinată în noi pe o anumită persoană autoritară față de care nu putem avea reacția dorită, o mutăm pe o persoană inferioară, slabă, pe care noi o percepem acolo unde așa. Ne simțim noi că suntem dominanți, unde putem noi să... Și bine, mă bucur că ai punctat chestia asta cu bullying-ul, că de multe ori, adică de cam întotdeauna... Cam întotdeauna când observăm situații de astea de bullying, ar trebui să ne dăm seama că acolo, de fapt, e o suferință. Da. Din păcate, reacția oamenilor, cred că și în mediul școlar încă se întâmplă asta, este să-l pedepsească pe copilul respectiv, să se ducă tot cu agresivitate către el, fără să înțeleagă ce e în spate și fără să încerce să vadă ce e în spate. Acolo e o suferință. Un copil nu are manifestările astea așa, fără niciun motiv. Da. Poate că nu e vorba de părinți întotdeauna, poate nu ei sunt cauza, poate... Persoana... Poate să fie altcineva din mediul copilului care să-l abuzeze într-un fel sau altul și atunci copilul acela să... Mă bucur că am rămas mai mult asupra deplasării, că mi se pare important să vorbim despre toate astea. Bun, hai să vedem ce mai avem. Avem sublimarea. Sublimare. Adică reorientarea unor pulsiuni, să le zicem așa, pe care le considerăm a nu fi acceptate social, către acțiuni care sunt acceptate social. Adică, nu știu, persoanele care au o dorință sexuală foarte puternică sau o energie sexuală foarte puternică ajung să facă sală 7 zile din 7, câte 2 ore pe zi. Pentru că lucrul ăsta e acceptat social. Adică cumva nu e nimic în neregulă acolo, nu e privit cu ochi răi. Dar e un exces pe care practic îl muți dintr-o parte în alta. Cam asta e cu sublimarea. Deci cumva atunci când observăm că exagerăm poate pe o anumită zonă, să ne întrebăm oare nu cumva nevoia mea e în altă parte. Exact. Și o descarc, nu știu să o gestionez. Da, și nu știu să o gestionez și atunci o descarc așa, în felul ăsta.
Și trebuie neapărat să te rog să menționăm puțin și evitarea. Așa. Noi n-am menționat evitarea că ne place nouă foarte mult și am zis să o lăsăm ultima. Stai că mai avem și reprimarea. A, și reprimarea, iartă-mă. Da, ia. Poate că și reprimarea ne place mult de a încerca noi să uităm de ea. Da, da, da. Bun. Evitarea, cum îi spune și numele, da, evităm situații care ne produc disconfort, evităm orice lucru care ce ne risc? Provoacă stres. Amânăm, e acea procrastinare. Da, 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 da. Amânăm, nu știu, cum amână acum Cristina să se ocupe de implementarea sistemului e-factura. Și filmează cu mine, adică. Așa, și stau cu sticul ăla de vreo 2-3 săptămâni în casă și tot l-am introdus în laptop să văd cum se întâmplă și ce se întâmplă. Și cum Alexandra evită să se apuce de licență, care știe că bate la ușă mâine, practic, și... Da, 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 da. Deci, hanaful licența. Tot aia. Lucruri care nu ne fac plăcere. Sau amânăm discuții care știu că ne sunt inconfortabile, care poate duc la un conflict. Care sunt importante, da. Da, da, dar au un potențial de disconfort foarte mare pentru noi și atunci evităm să facem asta. Tot amânăm, până când la un moment dat nu prea mai poți să mai amâni, că exact, există urmări că negative. Tot te prinde din urmă. Da. Și mult mai... Mm-hmm, da. Mm-hmm. Sau evităm să mai intrăm în relații după ce am avut o dezamăgire foarte puternică. Sau să ne atașăm, intrăm în relații, dar nu ne mai atașăm. Stăm acolo. Exact. Cu minței. Bun. De, din nou, un mecanism cred că foarte folosit. Foarte, cred că chiar e foarte, foarte folosit. Da. Și de care scăpăm cu ajutorul terapiei, dezvoltării personale, poate unor lecturi. Da, da, sunt da, variante. Da. Pentru toate mecanismele astea de apărare care ajung să fie, să nu mai fie bune pentru noi și care nu mai apar doar în situații de stres, ci apar toată ziua, bună ziua, există variante. Asta e vestea bună. Bun. Ce ne-a rămas? Rămăsese reprimarea, adică momentul ăla în care băgăm sub preș tot ce nu ne place. Da? Da. Reprimăm emoții, reprimăm tot ce nu ne place, băgăm acolo sub preș, le înăbușim bine de tot, ca nu cumva să intrăm în contact cu ele, că cine știe ce s-o întâmplă dacă intrăm în contact cu ele. Și bine, reprimarea asta apare și sub tot felul de forme, apare și prin fuga în tot felul de activități, ne umplem programul cât mai mult, facem tot felul de lucruri, iarăși lăsăm, doar să nu stăm cu emoțiile. Nu ne lăsăm niciun moment liber să ne gândim, să avem timp să simțim sau să ne gândim la ce trăim. Adică totul e despre fugă, fac și aia și ne umplem programul, facem tot mai multe lucruri. Să nu stăm deloc cu noi. De asta a fost atât de complicată perioada de pandemie, și de stare de urgență, când oamenii dintr-o dată s-au trezit că stai un pic, că nu mai am unde să fug. Adică, rămân eu aici cu mine și eventual și cu Bruno lângă mine. Ceea ce poate fi și mai dramatic dacă... Cam așa, cam așa.